Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Cristina Dorobanțu, urmăriți știrile prânzului. Iată care sunt principalele subiecte. Fanii Never See au avut parte de momente magice pe plajă în prima noapte albă a festivalului. Zeci de țări și-au expus costumele tradiționale și obiceiurile într-o paradă unică în centrul Timișoarei. Artista Elena Merișoreanu își copleșește strănepotul cu mici cadouri. Ce-i cumpără celui mai nou membru al familiei, aflăm la jurnal. 70.000 de petrecăreți au avut parte de o noapte albă pe litoral în fața scenelor montate pe plaja Never See. Unii tineri au venit alături de părinți la festival, alții au ținut cu orice preț să atragă atenția prin ținute, dar vedeta primei nopți pare să fie de departe scena balcanică de pe plajă. Când apare soarele, ești pe plajă, fetele. Never See este festivalul unde tinerii se dezlănțuie, iar ținutele sunt atent alese. Sunt căutate în special cele nonconformiste, menite să atragă atenția. Zi-mi, de ce ești așa colorat astăzi? Păi eu, tot timpul mi-au zis și prietenii mei, eu zic că simt nevoia de validare, știi, când merg undeva, să nu fiu trecut cu vederea. Bă, tu știi, și tot timpul fac chestii să ies în evidență. La asta nu știu de ce. Cred că e din copilărie, vreo traumă, ceva, nu știu. Ai ales să spui șosete și papuci. Da, păi am tot venit la festival în Adidas și am simțit nevoia să fiu lejer azi. Foarte lejer, știi, și am asezonat rozul cu bleu și lejer. Și borseta de picior e foarte importantă. Vezi că nu vezi la toată lumea borseta aia de picior. Printre participanți găsim ușor și părinți care au venit la Never See alături de copiilor. M-am pregătit special pentru seara asta și trebuia să mă pregătesc și pe fiica mea în aceeași măsură. Și perle, și strasuri, și tot ce trebuie. Petrecăreții își fac planuri tot anul pentru festival. Ce faci? Bine, tu ce faci? Bine, uite, te distrezi? Da, mă distrez foarte tare, sincer. Never See este unul dintre festivalurile pe care chiar le aștept tot anul. Abia aștept să vină, suntem la mare, e cald, e frumos, sunt artiștii noștri preferați. Îmi place lucrul tău, dar mulțumesc. Și colierul. Mulțumesc, e fake. Anul acesta, organizatorii au adus pe plaja Never See și o scenă rezervată muzicii balcanice. A devenit vedeta festivalului încă din prima noapte. Da, 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 oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați, este oțelul Galați. Da, 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 oțelul e viața mea, cea mai tare din Carpați, este oțelul Galați. Atmosfera a fost întreținută de un animator care părea neobosit. Se bage manele mai multe, dar nu se bagă așa mult. Ne-am oprit, am auzit muzica, ne-a plăcut, am venit. Vă place genul ăsta? Atmosfera e foarte top aici, pentru că asta ne reprezintă pe noi românii. Cum vă distrați? Foarte bine! Sunteți pentru prima oară la Never See? Nu, e al treilea an. Cum e atmosfera? Super mișto față de anul trecut și anii trecuți au băgat această scenă. De ce e atât de așteptat acest eveniment? Este al doilea. Potrivit organizatorilor, în prima seară de festival au petrecut peste 70.000 de participanți. Rămânem tot la mare, unde admirăm frumusețile litoralului. Și nu ne referim doar la peisaje sau elemente de atmosferă, ci la propriu, la domnișoare. În această dimineață, zeci de tinere din toate colțurile țării s-au întrecut pentru titlul de Miss Plaja, cea mai frumoasă prezență de pe litoral. Colega mea, Dana Luțu, știe foarte bine ce presupune acest concurs, dar și cine a reușit să cucerească publicul. Bun găsit, Dana! Cine a reușit să câștige coroana de regina litoralului? Bun găsit tuturor! S-a desemnat câștigătoarea Miss Plaja 2023. Să știți că au venit fete din toate colțurile țării, dar doar una a cucerit coroana de regină. Ea este bună! Bună, mă numesc Maia! Mulțumesc că m-ați invitat!
Spune-ne, te rog frumos, care a fost tatuul tău de a-i câștigat această coroană murrăvnită? Păi, după părerea juriului, cred că înălțimea, defilarea, ochii am mai auzit, deci este bine. Dacă vorbim de frumusețe, avem aici locul 2, bună! Bună, mă numesc Dea, am 21 de ani, vin din Bârlad și da, sunt moldoveancă și eu, ca și ea. Practic suntem înconjurați numai de frumusețe, avem aici o parte dintre participante care se relasează în piscină și mai avem Miss Simpatia, Miss Sexy, Miss Elegant, Miss Senzual, numai Miss-uri și fete frumoase și Miss Showbiz. Te rog frumos să vii aici și să ne spui cine ești. Bună, mă numesc Sara Rebecca. Ești pregătită să intri în showbizul autohton? Cu siguranță. Dacă ne gândim așa, ce idol aveți voi din lumea modei fetelor? Frumusețea, înălțimea nu prea mă ajută, dar e ok, am trăsături frumoase și vreau să ajung modeling mai departe. Da. Un model? Da, da, da. Internațional, dacă este nevoie. Mădălina Ghenea, cu siguranță. Văd că ești înconjurat numai de fete frumoase, a fost greu să alegeți? Am fost 26 de fete frumoase, clar am fost foarte greu, dar moldovancii cred că a cucerit concursul. Practic avem numai fete frumoase pe podium moldovence și haideți fetelor să facem așa un final demn de Miss, ce le transmitem telespectatorilor. Vă pupăm și vă așteptăm la mare! Așa și... Dar aștept să îmâni da. Vă așteptăm la Miss Plaja 2024, am să fiu în juriu și vă așteptăm. Clar, trebuie să aveți calitățile de? Frumusețe, eleganță, atitudine, stil. Dacă aveți asta, veniți, o să vă pară bine. Deci aveți, practic, parte de o experiență extraordinară. Mulțumim domnului Chermani pentru că ne-a dus în vacanța asta frumoasă la plajă și pentru toată pregătirea din cadrul concursului. Așteaptă, să știți, un an greu pentru că ședințe foto aveți prezentă. Abia așteptăm, fără el n-am fi putut. Noi vă pupăm și vă salutăm de la Mamaia. Pupici! Legătura înapoi la voi. Elena Merișoreanu este mai fericită ca oricând. Are două fete superbe, patru nepoți care nu ies din cuvântul ei și de două săptămâni este străbunica unui băiețel după care pur și simplu se topește. Îl răsfață din calea afară și a pregătit o mulțime de cadouri, de la haine și accesorii până la bănuți din aur și cuțite din argint personalizate. Ce frumos e! Și cu punetuțe frumos e! Nu se poate, cât e de frumos, Doamne! Doamne, să tot ai copii și să-i îmbraci! Elena Merișoreanu este în culmea fericirii de când nepoata ei, Betty, i-a făcut cel mai frumos cadou pe care îl putea primi înainte de ziua ei, un strănepot. Așa că, bucuroasă din calea afară și îmbrăcată ca într-o zi de sărbătoare, solista de muzică populară a pornit la cumpărături pentru bebeluș. De când aștept momentul ăsta? Să știi că niciodată nu m-am gândit. M-am gândit așa, când aveam fetele mici, Doamne, să le văd mari, să le văd la școală, să le văd măritate, să le văd cu copii. Am patru nepoți, dar să ajung să fiu străbunică. Nu mă așteptam. Artista a fost prima persoană care l-a ținut în brațe pe mezinul familiei imediat după naștere. La maternitate, pe ea încă o coseacă a făcut cezariană și a ieșit fetele și mi l-a pus în braț. Măi, e un sentiment care nu cred că prin vorbe pot să le exprim cumva. Mă, a fost nemaipomenit, adică pentru mine, în primul rând am mulțumit bunului Dumnezeu că am ajuns să văd și strănepotul. Solista de muzică populară nu se uită la bani când e vorba despre familie, așa că și-a propus ca strănepotul ei să fie cel mai elegant bebeluș din lume. Mi-a zis nepoată mea, mă, nu mai cumpăra că are foarte multe, el are 10 zile, 2 săptămâni și tu te-a pus să-i mai cumperi. Dar iau și uitați-vă și voi, uitați-vă cât de frumoasă. Chiar dacă mai este până la botez, Elena Merișoreanu se și gândește cum să-l organizeze în stil tradițional. Am să le impun la botez să fie îmbrăcat tradițional. Până atunci, străbunica Elena Merișoreanu nu se oprește în a cumpăra cadouri care să-i rămână amintire peste ani bebelușului. Ce cadou special o să-i faceți strănepotului dumneavoastră, doamna Merișoreanu? Ei, știi ceva? Hai să încep cu primul. De maternitate,
pentru că aici am să pun poza. Prima lui poza care a fost făcută cu mine. O să-i dau un cadou care vreau să-l păstreze tot restul vieții. Sper să n-ajungă în situația ca să-l înstrăineze. Îi dau un bănuț de aur, cel mai mare bănuț de aur de la mare așa. Între Elena Merișoreanu și strănepotul său este o legătură cu totul deosebită, deoarece micuțul se oprește din plâns și se liniștește atunci când îi ascultă melodiile. Ce? Iară plânge, lasă că-și desface plămâni. Poate, dacă face plânge și face plămâni sănătoase, măcar el să mă urmeze. Și ce-i cântați așa? Așa, ascult. În pădurea verde, veselie multă, cu băieți și fete, cântă cu cântă. Cucu, cucu. Și el ascultă și dă din mâini și fuge cu picioarele alea grăsuțe. Până la botezul, care cel mai probabil se va ține la Biserica Sfântul Anton, străbunica Elena Merișoreanu se va ocupa de spectacolele pe care le are în vara aceasta. Tainele bucătăriei se învață încă din primii ani de viață, mai ales când au un înveliș dulce. Micuții care își doresc să afle secretele deserturilor perfecte o pot face în cadrul unor ateliere de cofetărie. Aici învață cum să gătească o prăjitură și cum să își perfecționeze tehnicile. Maestru cofetar este o tânără din capitale care a gândit aceste ateliere special pentru cei mici. Într-un mic laborator din centrul capitalei, mai multe domnișoare dornice să deprindă tainele cofetăriei fac primii pași în lumea deserturilor. Este vorba de este bento cake. Sunt origini din China, deci este vorba de un tortuleț micuț pentru două persoane și care se face foarte ușor și poate face chiar și un copil. Sub îndrumarea Marinei, maestru cofetar cu o mare pasiune pentru deserturi, cei mici au ocazia să afle câte puțin din secretele preparatelor dulci. Specialistul în deserturi le-a pregătit deja blatul, astfel copiii să poată face singuri următorul pas. Acum o să-l tăiem și o să-l umplem cu cremă, căpșunii, mus de căpșunii, însiropăm cu sirop de căpșunii, următorul este cu fructul pasiunii, ciocolată, cremă de brânză și ultimul afine, crema de brânză și inserții de afine. Odată stabilită compoziția, ucenicii au început rapid asamblarea. Următorul pas este aplicatul cremei. Ia musul și pune-l în mijloc. Pune inimioara și căpșunea de care vrei. Unde? Tot aici. Ornate cu fructe și decorate cu sclipici, în doar câteva minute, două mini-torturi aspectoase și delicioase au fost gata de servire, spre bucuria micilor cofetari. Foarte drăguță, puțin complicată, dar într-un final am reușit și presupun că orice copil ar putea face asta. Am creat acest tort albastru pentru că sunt o iubitoare de culoare albastră. Experiența a fost foarte mișto. Mi-a plăcut și o să mai repet. Da? Da. Și vă invităm și pe dumneavoastră. Fiecare atelier de cofetărie reprezintă o bucurie nu doar pentru copii, ci și pentru Marina. Tânăra originară din Republica Moldova este, de fapt, farmacist. Însă pasiunea pentru dulciuri a făcut-o să lase deoparte profesia și să se specializeze în domeniul deserturilor. În fiecare vară organizează cursuri pentru cei mici și abordează rețete pe care aceștia să le poată finaliza. Eu nu folosesc marțipanul, doar în detalii de decor. Exteriorul este făcut doar din ciocolată, ganache, care este pe bază de ciocolată și unt. Este un material mult mai ușor de lucrat cu el. Marțipanul a trecut. În restul anului, tânăra creează adevărate opere de artă pentru diverse evenimente sau sărbători. Creațiile Marinei au o particularitate aparte. Sunt concepute fără machete, indiferent de dimensiuni și compoziție. Aici sunt două etaje. Primul este ciocolată fructul pasiunii, al doilea este blat de lămâie cu inserții de afine și un cheesecake.
Anul acesta, tânăra abia așteaptă să-și lase creativitatea să se manifeste, căci trendul arată că se caută produsele decorate cât mai complex, care să spună, prin aspectul lor, o poveste. Un nou serial turcesc, Dragoste și Speranță, va avea premiera luni de la ora 19, numai la Canal de 2. Povestea captivantă va stârni cu siguranță interesul telespectatorilor, ce vor fi fascinați de intrigile complicate și poveștile imposibile de iubire. Totul împletit cu măiestrie într-un scenariu care conturează personajele cu tipologii complexe. Nu ratați marea premieră Dragoste și Speranță luni la ora 19 la Canal de 2. Papa, îmi dă bine ziua, dar și-mi dă de mea. Papa, îmi dă bine de gurur, dă-i odur. Dă-i odur, tăbe, tu-i masă. Îmi este de ghibau că tolgea. Căsă-mi bine. În noul serial turcesc difuzat la Canal de 2, facem cunoștință cu Zeynep, o tânără frumoasă și inocentă dintr-un mic oraș de provincie. Eroina ajunge în Istanbul, într-un mediu necunoscut ei, în care banii, puterea și orgoliile se ciocnesc violent. Viața o lovește crunt când tânăra află că tatăl ei, pe care îl credea mort, este de fapt capul familiei în mijlocul căreia se adăpostește. Iubirea este cea care îi redă speranța și o va ajuta să depășească orice ce obstacol îi pune viața în cale. Yanında susabileceğim birini istiyorum. Dakika, bir dakika. Susmak mı? İşte bunlar senin anlayabileceğin şeyler değil. O yüzden kapatalım bu meseleyi. Buraya da sürekli kızları toplayıp gelme. Okay, ben şimdi anladım. Personajul principal al noului serial difuzat la Canal de 2, Zeynep, este interpretat de actrița Eda Elif Başlaşlı, o tânără speranță a noii generații de actori. La numai 26 de ani, aceasta are deja în palmares roluri de impact în mai multe seriale de succes. Publicul din țara noastră o va recunoaște pe actriță dintr-o producție de succes difuzată la Canal de Herceai, acolo unde tânăra a jucat rolul lui Elif. Ama sana hastayım Gönül. Çek elini. Hakkımı almaya geldim ben buraya. Ama sizin gibiler ne anlar? Ha bak. Biz seni anlarız da sen bizi anlamıyorsun Gönül. Poveștile tumultoase de viață și schimbările rapide de situație sunt ingredientele unui serial care va cuceri publicul din primul moment. Așadar, nu ratați luni de la ora 19 la Canal de 2 premiera serialului Dragoste și Speranță. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați, cele mai importante informații le aflați de pe site-ul nostru, știrilecanalde.ro. Acolo vedeți că țara este împărțită în două extreme. Jumătate este afectată de caniculă, iar cealaltă jumătate de ploi și vijelii. Tot de pe site aflați care sunt zilele libere de care vor beneficia angajații în luna august, dar și faptul că Elon Musk dă în judecată compania lui Mark Zuckerberg din cauza aplicației Threads. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 12. Să aveți o zi frumoasă. La revedere. Bună ziua, dragii mei! Până mâine dimineață la ora 10 avem în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. În Transilvania, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a zonei montane vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Iar până mâine dimineață la ora 6, în sudul și sud-estul Transilvaniei și local, în Muntenia, s-a emis cod portocaliu de ploi torențiale. Astăzi, în regiunile sudice, disconfortul termic se menține ridicat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi variabil cu orări temporare și ploi cu descărcări electrice. 29 de grade vor fi în Ploiești, 30 de grade în Slobozia. În Transilvania avem parte de o zi cu vreme instabilă. Să vă așteptați la ploi și perioade cu tunete și fulgere. Se vor înregistra 25 de grade în Sibiu, 24 de grade în Alba Iulia.
În Moldova, cerul va fi în mare parte însorit, însă și ploile de vară își vor face apariția. Temperaturile sunt în ușoară scădere, vor fi iată 23 de grade în Piatra Neamț, 26 de grade în Iași. În vestul țării vorbim de vreme instabilă astăzi. Meteorologia anunță ploi cu descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină izolat. 29 de grade se vor înregistra în Timișoara, 26 de grade în Reșița. În Oltenia, atmosfera va fi însorită, însă din a doua parte a zilei, meteorologia anunță ploi torențiale cu descărcări electrice. Vor fi 30 de grade în Târgu Jiu, 29 de grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea se anunță averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Vor fi 30 de grade în Megidia, 29 de grade în Sulina. În capitală, valorile termice vor fi în scădere, se apropie de cele specifice datei, cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi vor fi perioade cu unorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. Se vor înregistra 31 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, sunt șanse să plouă, iar minima coboară la 18 grade. Mâine, vremea se menține în continuare caldă, dar vremea devine instabilă, să știți, sunt anunțate ploi slabe, iar maxima urcă până la 32 de grade. La munte, vremea va fi instabilă. Astăzi, cerul va avea înorări temporar accentuate și vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor depăși izolat până la 50 de litri pe metru pătrat, iar izolat va cădea grindină. Termometrul va indica 19 grade la Stâna de Vale, 18 grade în Semenic. Pe litoral, deși temperaturile scad ușor, vremea se menține călduroasă. După amiaza, disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi temporar noros și din a doua parte a zilei sunt așteptate și precipitații, posibil chiar și descărcări electrice. 28 de grade vor fi în Mamaia, 27 de grade la Vama Veche. Iar acum prognoza meteo personalizată. Mihaela m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Brăila. Maxima ajunge până la 27 de grade, iar atmosfera va fi însorită. Dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme!